Așa arată circuitul unui corp de iluminat. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează și cum se poate instala, am făcut o machetă în acest sens. Orice locuință ar trebui să aibă un tablou de siguranțe, unde putem întâlni mai multe disjunctoare automate. Este cunoscută sub numele de siguranță, are fază și nul. Această siguranță are o clapetă care atunci când o ridicăm, deschidem lumina. Atunci când o coborăm, închidem lumina. Mai departe avem circuitul. Acesta este format din fază, nul și împământare. Împământarea vine dintr-o rigletă de împământare. Întotdeauna siguranțele se alimentează din contoar în partea de sus, iar alimentarea către circuit pleacă din partea de jos. Grosimea cablului pentru iluminat, care de fapt este un conductor din cupru, este de 1,5. Circuitul merge către o doză de legătură. Această doză de legătură poate suporta mai multe legături atât pe becuri cât și pe prize. În cazul de față avem un singur bec și întâlnim faza, nulul și împământarea. Faza ar trebui să fie de culoare roșie, dar o putem întâlni și sub culorile de maro sau negru. Împământarea este galben-verde și așa ar trebui să fie de fiecare dată, la fel și nulul, care ar trebui să fie de culoare albastră. Însă, aveți grijă la instalații, nu toată lumea respectă culorile. Din doza de legătură, nulul merge direct la bec, alimentează becul și vom folosi un tip de morsete pentru a face legătura între ele. La fel și împământarea merge direct la bec. Aceste morsete sunt de mai multe dimensiuni și putem conecta mai multe cabluri. În cazul în care aveam mai multe corpuri de iluminat, puteam să conectăm mai multe cabluri. Și acum legătura cea mai importantă este legătura fazei. Faza vine din siguranță și ca să ajungă la bec trebuie să treacă printr-un întrerupător. Observăm circuitul că ajunge faza în doza de legătură, iar din doza de legătură avem un circuit către o doză de aparataj. Vom lega cablul roșu care vine în doza de legătură de la siguranță cu cablul roșu care vine din doza de aparataj și observăm că mai avem încă un cablu roșu în doza de aparataj. Acesta îl vom lega cu cablul, cu conductorul roșu care ne vine de la bec. După ce am făcut asta, ne rămâne un circuit deschis în doza de aparataj. Aici va veni montat întrerupătorul. Vom monta un întrerupător pe cablurile din doza de aparataj. Odată ce am montat întrerupătorul, îl testăm și așa arată un circuit simplu pentru iluminat. Am făcut acest lucru pentru a înțelege mai bine cum funcționează un circuit de iluminat din locuințele noastre. Sperăm că informațiile sunt folositoare și interesante. Până data viitoare, numai bine și pe curând!